Iată, postul, spre exemplu, exclude toate alimentele de origine animală. Că vorbeam că acum, corect, are o vibrație scăzută carne. Acum, de ce? Depinde de post, pentru că în postul catolic lactatele și ouăle sunt acceptate. Dar foarte fain a spus Alin la un moment dat, în zilele trecute, într-o discuție, că pauza este un lucru foarte eficient. Inclusiv atunci când mergem la sală, acum îl citesc pe el, când mergem la sală, nu ne cresc mușchii atunci. Mușchii cresc în perioada de repaus și de somn. La fel și corpul, corpul nostru are nevoie tot timpul de o pauză și postul înseamnă exact această pauză pentru tractul nostru intestinal. Pentru că noi, într-adevăr, dormim, dar stomacul, organele noastre interne, cum foarte bine zicea Alin, o prăjiturică, o ceva imediat, din momentul în care noi o introducem în gură, simțim gustul de dulce, creierul telefonează unde e destinația pentru descompunerea zahărului, pentru descompunerea tamponarea cu insulină. Exact, de acolo pleacă. Făcând post, ținând această pauză și dându-i timp refacerii, de refacere tubului nostru digestiv, n-avem decât de câștigat de asta, pentru că ochii noștri au nevoie de pauză. Totul are nevoie de pauză, inclusiv inima bate tâc-tâc și ia o pauză, bate și ia o mică pauză. E nasol când ia o pauză mai lungă. Da. Domnul doctor, ce se întâmplă în corpul nostru când ținem post? De toate. De toate, un complex întreg, așa cum un complex întreg de evenimente, să spunem așa, de reacții, inclusiv procesul de întinerire prin autofagie, care este deja dovedit științific din 2016, de când s-a luat premiul Nobel în partea de alimentație, nutriție, post și autofagie. Pentru că vorbim de energie și, cum spuneam mai devreme, că totul este energie, când mâncăm, introducem o energie. Descompunerea ei necesită consum de energie din partea corpului, făcând acea perioadă de post. Fie că vorbim de post intermitent, fie că vorbim de post negru, fie că vorbim de o zi, două, trei, în care nu ne alimentăm, efectiv, pe de o parte, biochimic, nu solicităm energie corpului nostru pentru digestie. Motiv pentru care această energie se canalizează spre reparație. Motiv pentru care acea energie, în dorința de a avea energie, organismul nostru intră în acea autofagie să consume cam tot ce nu folosim. Celule îmbătrânite, să elimine toxine, să repare anumite leziuni. Deci, despre post, numai de bine. Și pauza, într-adevăr, este creatoare. În momentul în care ajungi să îți înfrânezi pofta, sațietatea, să stăpânești foamea și, fără să mai repet ce am spus anterior de energie și partea de suflet, de spirit, te poate duce într-un echilibru chiar psihoemoțional și într-o altă legătură cu divinitatea. Nu degeaba cele mai puternice rugăciuni sunt în perioada de post. Atunci când omul poate cu toate simțurile, cu toată vibrația lui să se conecteze cu cerul, cu universul, cu divinitatea, cu bărbosul, cum vrei tu să-i spui, ești tu și centrul universului. Nu degeaba avem și lozinca și vorba în care spunem, dar ce ești tu, buricul pământului? Fiecare dintre noi este buricul pământului, pentru că de la mine, în jurul meu, e totul la distanță egală și fiecare om, oriunde s-ar afla, este în centrul universului.